Și după ce mi s-a terminat bateria la telefon, tată... La cameră. La cameră, pardon, am trecut pe telefon. Am mers de ambehăit, deci am trecut de vila de medici. Am nimerit la festivalul ciocolatei, bă, băiatule, în parcul ăsta imens. Ia uite, și macarons, și fantome, și ursuleți, papuci, tot ce vrei. Caramel, ăsta lactă. Să vedem ce fel de ciocolată ne luăm și noi. Fântân de ciocolată, ciocolată cu lapte, ciocolată albă. Lumea de pe lume, tată. Cel mai aglomerat oraș de l-am văzut în viața mea până acum. Peste tot unde te duce lume. Pe kilometri. Și mi-am luat o Zeppola. Asta e deliția al Cezo di Calabria, doar știți că ați mai văzut și voi. Asta e una dulce stela de ciocolată. Da, Cezo di Calabria asta e... Mm. Și mergem să mâncăm și noi aici la Lac. Ca să fie bine, să nu fie rău. Și am dat și de niște băieți pe care chinuie talentul. Pe role. Da, cred că tocmai se sparge gașca. A dărâmat unul prea multe jaloane. Hai să nu mă calce vreo mașinuță de stă pe aici. Ăstea facă prinde paharele, bă. Hai să mai vină unul, să plecăm și noi să ne vedem drumul nostru în viață. Pe domnișoara doar chine talentul ea. Tata încă nu i-a venit pensia. Și uite lângă ăștia, fără nicio preparație, hop și așa. Ce ziceți de asta? Roma e Roma, bă! Ia, ia! Ce face tataie aici? Se joacă cu copiii, ia! Ia la el! Cred că se vede apusul bine de aici. De asta atâta lume. Da, cum l-a trecut câinele ăla numai la baloane. Las că văd că n-a plăcut. O, da, toată lumea aici vrea să vadă apusul de la Roma.
se dea, domne, câte unul să ajungă la toată lumea. Ia uitați ce aici. La ce se îngrămădește oare lumea asta? Și o să vedeți acum la ce se îngrămădește lumea. Da, asta se îngrămădește. Asta e de pe asta e piața care se vedea de sus, piața del Popolo. Tocmai strâmbă ăștia niște garduri, să fim noi care să intrăm primii. Se poate intra acum, că nu mai e. Nu? Da, e și vulpea aia cu... Da, ăla e statuia cu lucru și... Da, aia e. Păi, și se poate intra acum? Dar se poate, bă, că uite, deja ăștia au început să intre. Și leie aia, curge apa din boticurile lor. Nu știu de foarte, vezi, fântâna cealaltă. Hello, Belisco! Frumos oraș, Roma. Imens, tată. Peste tot unde te duci, ai ce să vezi. N-ai timp sau picioare să te țină. Să vezi atâta deodată. Hai să lăsăm și pe ăștia de la Smurd. Nu știu ce demonstrație au avut, dar automat ce strâng gardurile. Să mergem și noi pe drumul nostru în viață. Către parcare. Am lăsat mașina în parcare vreo 7 ore, nu? Mai mult de zi. Fontana lui Neptun, care aia din spate sau asta de aici? De asta fontana de la Terea din Roma. Hai la altă. Da, păi era și lupa Capitolina acolo. Cam asta a fost a doua zi de la Roma. Am marcat o grămadă de obiective. Unele pe vrute, altele la întâmplare. E un oraș superb și foarte aglomerat, tati. Foarte aglomerat.